Prețurile pe piața imobiliară din Moldova continuă să crească galopant, iar odată cu ele și numărul persoanelor care apelează la creditele ipotecare. Compania ProImobil împreună cu băncile comerciale au creat condiții de creditare mai favorabile pentru clienți. Cea mai mare parte a populației apelează la compania noastră și aici noi le oferim soluție pentru fiecare client. Anul acesta numărul de cereri pentru credit s-a majorat, băncile comerciale au devenit mai flexibile. Se cere minim pachet de documente și termenul de examinare este doar de 2-3 zile. Datorită parteneriatului dintre ProImobil și băncile comerciale, tinerile familii, dar și cei care se află la muncă peste hotare au posibilitatea să achiziționeze o locuință la un preț avantajos. Pentru proiectul Prima Casă, prețul imobilor nu trebuie să depășească 1 milion de lei, dintre care aportul propriu clientului este numai de 5%. Creditul imobiliar simplu, cu aport propriu numai de 10%, termen maxim 360 luni. Și ofertă specială pentru diaspora noastră, cu prima rată de 20%, cu termen maxim de rambursare 360 luni. Din ce motiv s-a majorat costul imobilelor în acest an și ce s-ar putea întâmpla cu prețurile lor în continuare, ne spune managerul în vânzări Vlad Izbaș. Factorii care au influențat creșterea prețurilor sunt scumpirea materialelor de construcție, lipsa terenurilor și prelungirea moratoriului. Ultimii doi factori ne dau de înțeles că la anul viitor prețurile la apartamente se vor majora cu 15%. În pofida scumpirilor înregistrate pe piața imobiliară, ProImobil vine cu o ofertă tentantă pentru cei care își doresc o locuință. Apartament în mediu 50-80 de mii de euro. Reieșind la toată aceasta, unele companii de construcție au decis să construiască un bloc locativ la doar 2-3 minute de oraș, o zonă foarte dezvoltată, cu priveliște spre lac și spre pădure. Pentru consultanță profesionistă, soluționarea competentă a problemelor ipotecare și selectarea individuală a imobilului pentru fiecare client, adresați-vă la ProImobil, cea mai mare companie imobiliară din Republica Moldova, adresa Eminescu 52.